da? Și i-au pus pe oameni să se și mute cu secțiile de cărmălaie întreagă, va fi dat totalul peste cap, lucrări care încep și nu se mai termină. Sau se abandonează proiectul. 8. Inclusiv. Eu n-am și lucrat cu așa ceva. Deci, de aceea este foarte important. Deci, inițiatorul de centralizare a fost Oradea. Și am avut cu ministrul Ceche, a făcut descentralizarea. Și interesul administrației locale și interesul nostru este comun. Dacă autoritatea locală nu realizează, este interesul... De aceea am fost foarte încântat când s-a făcut descentralizarea, pentru că am crezut că autoritățile locale vor fi conștiente de faptul că vor fi alese dacă vor face ceva în sănătate. Din păcate, văd că aici n-a funcționat. La Ploiești n-a funcționat. Într-o serie de... în Dâmbovița n-a funcționat, dar au fost locuri unde a funcționat. Deci, noi avem în, la Oradea, noi colaborăm și cu primăria, pentru că avem un compartiment de proiecte europene, plus că ne-am luat și consultanți în proiecte europene. Și atunci, studiile de prefezabilitate, viabilitate și contractele se încheie pe proiectare și execuție, pentru că dacă faci proiectare, constructorul va găsi tot felul de probleme, dar dacă ia proiectare și execuție, trebuie să găsească soluțiile necesare pentru chestia asta. Nu toate se potrivesc, dar în situațiile astea de refăcut spitale, trebuie proiectare și execuție, pentru că Dumnezeu știe ce se găsește. Vicii ascunse, grinzi care nu mai există, trebuie consolidat. Și dacă devizul depășește suma alocată, autoritatea, și dacă este bine justificată, bineînțeles că autoritatea europeană nu-ți dă bani în plus, dar autoritatea locală poate să te face mai. Și atunci lucrurile se rezolvă. Deci să nu credeți că cineva poate prevedea cu exactitate suma necesară pentru anumite lucruri. Pentru că toate se supun legii achizițiilor publice, sunt licitații, câteodată se fac economii. Este supraevaluată valoarea inițială și atunci rămâne economii care pot să le folosești pentru alte achiziții. Deci nu e atât de complicat. Numai trebuie să dorești din tot sufletul să faci chestia asta. Atunci, dacă ai autoritate locală, și aici noastră, poate în premieră în țară, ați avea posibilitate să aveți două autorități. Încă sunt proiecte care se pretează finanțării din partea Consiliului Județean, altele din partea primăriei și altele din partea spitalului. Deci, automat, ați mai adăugat... Ai trei fonduri de plus. La... Plus accesibilitate mai ușoară la fonduri europene. Că una când și a doua întrebare, domnule senator, domnule doctor, e și despre managerii medicali. Să vorbim și despre ei. Cum vedem dată o situație întâmplată la Neamț, în urmă cu vreo 7-8 ani, știți că pe programele naționale de sănătate sunt diverse forme de a se realiza. Pe programul HIV-SIDA se primesc medicamentele de către acei pacienți prin spitale, județene sau chiar municipale. Ori la Neamț a fost o situație în care vreo 300 de pacienți arondați spitalul județean Neamț n-au primit două luni medicația, în timp ce ceilalți 250 arondați spitalului municipal Roman au primit-o. De ce? Pentru că managerul de la acea vreme, de la Spitalul Neamț și echipa lui, au uitat să comunice, să răspundă corespondenței de la minister. Ce merită un manager de spital care lasă fără tratamente care scumpe și nu-l și le permite omul, 300 de pacienți în covoală gravă, două luni fără medicație? Mai cred că pedapsa capitală la noi e aprobată. E aprobată. Dar cam trebuie împușcați. Mulțumesc. Programele naționale sunt destul de complete. Multe ori sunt sincope în alocările de fonduri pe programe naționale. Dar acolo n-a fost sincopă națională, pentru că v-a dat exemplu de la Roma. Posibilitatea să iei pe banii spitalului să încerce să recupereze banii de la programul național. Pentru că banii pe programe naționale se dau pe trimestre. Și atunci puteau să recupereze. Este program național anual și primesc alocările trimestriale. Deci există soluție. Probabil că nu știa că există această variantă. Nu, dar uitați să răspundă la corespondență în octombrie. Sau trebuie să sunt de ce? Cine era managerul universitatei? Domnul avocat Negelschi. Eu am scris la vremea aia, am scris și avocatul poporului, intervenit avocatul poporului. Domnul avocat Negelschi.
Toată lumea crede că e foarte ușor să fii manager de spital. Nu chiar așa. Da, altă întrebare vă rugăm. Nu, dar aici aș avea și eu o completare. Da. Nu numai că ar trebui decapitat directorul respectiv, dar este și un consiliu de administrație în fața care acel director răspunde. Mai este și un patron de care spuneați dumneavoastră. Că până la urmă ne aducem aminte ce numiri s-au făcut, evident, având diverse interese politice la un moment dat. Mi-aduc aminte că un fost primar a fost răsplătit, că și-a asumat candidatura, dacă ne aducem aminte, chiar perioada în care a ars spitalul. Adică sunt foarte multe lucruri care se îmbrănzuie și consecințele pe care le se poate face se datorează acestei mentalități. Politizări. Comitetul director, trebuie cu medicamentele și cu programele naționale, sunt subordonate directorului medical. Deci un manager nu poate să cuprindă absolut tot. El poate răspunde la pentru tot, dar nu poate cuprinde absolut tot. Asta cu programele naționale intră în atribuțiile directorului medical. Bun, dar atunci la vremea aia, și nu numai acel manager, cam ei voiau să ducă singuri corespondența cu ministerul, o asemenea aglomerare de saci, autoaglomerare, creează și astfel de probleme. Mai sunt întrebări de la scolegi. Exact. Dacă nu mai sunt... Te rog, mulțumim frumos în cazul ăsta de participare.